Așteptarea pasionaților de patinaj a luat sfârșit. Temperaturile scăzute din ultima perioadă au permis redeschiderea patinoarului artificial situat în imediată apropiere a corpului B al Colegiului Național Vocațional Nicolae Titulescu. Vorbim despre un program de funcționare zilnic între de luni până vineri, inclusiv între orele 14-22, iar sâmbătă și duminica între orele 12-21. Încă din prima zi, copiii și-au pus patinele în picioare și au ales să se distreze în aer liber. Este bine, este distractiv, mai ales pentru copiii cei mici care acum încep să învețe să se dea. Este la fel ca pe role și asta ne ajută foarte mult pe cei care știm să ne dăm de când s-a deschis. Adică de 6-7 ani. Mai mergem și în alte părți, că la noi s-a deschis cam târziu, datorită perioadei și ușor, ușor ne acomodăm și cu al nostru. Mai avem o săptămână de vacanță, dar suntem aici pe fiecare zi. Grupul nostru, Lei de Gheață, suntem mereu aici. În fiecare zi treceam, mă uitam pe gar să văd dacă e deschis. Dar uite că totuși am sperat și s-a deschis. În fiecare zi aici ne găsiți un jur de 10 copii care suntem fideli în fiecare an. Prețurile au rămas aceleași ca anul trecut. Un copil care dorește să patineze timp de o oră și închiriază și o pereche de patine va scoate din buzunar 3 lei și 50 de bani. Copiii, elevii și studenții vor plăti 1,5 lei pe oră, adulții 3 lei, la care se adaugă închirierea patinelor care costă alții 2 lei. Și cum mai este încă o săptămână de vacanță, patinoarul va fi centrul distracției pentru toți elevii în perioada următoare.